Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră vreau să rămâneți alături de mine. La emisiunea mea Online Story am o invitată foarte frumoasă, o invitată care a venit de departe, stă câteva zile în România și cum putea ea să zăbovească pe aici prin capitala noastră și să nu-mi facă și mie o vizită? Andra Boloș, azi la mine în emisiune. Bună, Andra! Bună, bună, Cornelia! Ce frumoasă ești, Andra, la fel ca de și obicei. Tu, la fel și tu mulțumesc mult din suflet, și tu ești foarte frumoasă, dar eu zic că ar trebui să te mai bronzezi, să vii la mine în Italia să ne bronzăm. Acolo la tine, da, în da, nu. Portofino. Da, portofino. da, vii? da. Vin! Să știi că vin, mie îmi place foarte mult Italia. Și chiar n-am mai fost de câteva luni până acolo, iar în zona aceea n-am fost de niciodată. Bine, atunci te aștept la mine cu șezlongul, căntură, mâncare. Ia uite, invitația făcută, după ce mă întorc din vacanța mea din Turcia, vin, vin da. la tine, da? Da. Să se consemneze... Poate te muți acolo, facem o emisiune acolo, ceva. Păi de, de ce nu? O oh. fur din România, ce să mai, gata. Așa -am cum te-ai decis și tu să pleci, da. să te duci, să stai definitiv acolo, da, doar am să am ne vizitezi din când în când, așa voi face și eu până la urmă. Băi, prezentă sunt în România, vin la toate evenimentele la care pot să particip și la care sunt invitată, dar place și în Italia, îți dai seama, Am studiat acolo, am terminat școala acolo... Am crescut acolo, acolo e mama, sunt acasă. Ce mai? Sunt mai liniștită și chiar am vrut o pauză de bucurești de toată lumea. așa. Mi-aduc aminte că la mine în emisiune ai spus că vei pleca în Italia da. și că e o decizie definitivă. Da. Lumea nu prea te-a crezut atunci. A zis, nu, pentru te, că eram... Andra. Vrea să iasă ia acum în evidență, face o declarație din asta de presă, uite că tu da. te-ai ținut de cuvânt. Exact, mi-era greu, adică tot timpul mi-am dorit să mă întorc înapoi pentru că e și mama acolo, aici în București nu am pe nimeni, în afară de prieteni, dar așa, familiar, nu am pe nimeni, mă tușă, unchi pe nimeni. Și efectiv, eu sunt mai mămoasă și vreau să mă întorc la mama. Și m-am întors. Dar mi-a fost greu, pentru că aici am prins și contracte, am și muncit, mai veneam la emisiuni, m-a făcut cunoscută România și... Îți dai seama, dar încet, încet. Așa e, dacă ești și mai bine. mămoasă. Eu înțeleg foarte bine pe Andra. Am mai povestit de multe ori aici faptul că noi suntem în aceeași zodie și parcă avem aceeași fire. Dar da, da, de stint. câte ori ne întâlnim chiar uh, ni se confirmă lucrul acesta și eu sunt foarte apropiată de familie și uh, niciodată n-am acceptat să plec în străinătate, deși în urmă cu foarte mulți ani am avut o propunere să uh, să rămân chiar în Italia și uh, n-am putut din cauza părinților. Pentru că erau aici, nu? Da. Ah, uite, dacă erau acolo, probabil mergeai și tu să locuiești acolo, 100%, da. 100%, nu? O să vin doar în vizită da, pe vi, la Da, vii vi la mine în vizită, o vezi și pe mama, o cunoaște acolo? Am văzut-o doar e. din poze și din filmările tale, este foarte frumoasă. Odată cu plecarea ta de aici, ai scăpat și de acea persoană care te hărțuia pe tine Băi. și nu te lăsa să trăiești în acel apartament. Mi-aduc da. aminte exact da, perioada fost, aceea. Pf, o perioadă foarte, foarte grea. Am, am rămas încă cu, cu sechele. Mi-e frică să stau singură. În Italia locuiesc cu mama și sunt super ok dar mi-era foarte, foarte, foarte greu și ce să crezi, după emisiunea ta, chiar nu, nu știu, o, probabil nu o fi urmărit și pe Instagram sau așa online, nu am mai încercat niciodată să vină și chiar nu am mai dat de el, nicăieri. Adică nu l-am văzut. Deși am anunțat lumea și mai departe, nu, nu l-am mai văzut niciodată. M-a lăsat a fost, în pace. A fost un lucru foarte a zis, bun -a încercat, că ai venit a fost la, televizor la televizor Și ai și avut curaj, eu. pentru că atunci ai spus lucrurilor pe nume. Poate femeilor le este teamă de multe ori să, să spună așa ceva, fiindcă se gândesc că, Doamne, dacă în spatele meu este dar, dar, ce un Dar la să crezi că am primit foarte multe mesaje cu foarte multe cazuri, copile care care au fost și violate sau nu au spus la părinți sau au fost urmărite în autobuz, care merg cu autobuzul la școală din periferie și așa mai departe. Am primit foarte, foarte multe mesaje de genul și eu am avut noroc că na, pot fi ascultată și pot să vorbesc și să deschid ochii. Și să, nu. Dar am văzut și am citit foarte multe cazuri, multe mesaje de la multă lume. Și rămâi cu sechile. Da, așa cu... este. În tot, în tot timpul ai senzația că e cineva acolo și ți-ar face rău. Mă bucur foarte tare că ai scăpat da, totuși de, de tot... problemele acelea. Și, că acel și pe individ... să, nu se, se, să nu se mai întâmple, gata. Da, oh, să nu doamne, se mai doamne, întâmple. Doamne, Lasă fierește. să ni se întâmple numai lucruri bune. Dar, tot de fiecare dată când veneai aici, veneai cu cățelul, veneai cu pomita. Unde cu pomita. E? Pomita acum este acasă, am operat-o săptămâna trecută, a avut hernie și acum are și alopecia, a căzut puțin blănița, dar de săptămâna viitoare începem un tratament din Londra pe care l-am găsit, deși am căutat foarte multe tratamente. E bine, e voioasă și a revenit și acum... Când își revine, o să vin cu ea în emisiune, sau să o vezi și Vreau să și, adică să o duc și la mine în Italia, ea în ultima perioadă a stat la Melisa, prietena mea, o știi de la templul soarelui. Da. Melisa mea, prietena mea bună, de suflet, e mama ei de schimb. Acolo sunt cinci câini, cinci pomerani și acolo e în familie, ca la bunici. Când ajunge la Melisa, e, e acolo. în vacanță. Da. Așa. Uh, și eu o să o iau și în Italia, doar că vreau să-și revin acum. Să facă bine. Da, e, e foarte greu, și dacă aici este foarte bine îngrijită, mai bine o. Da, o, da, o și o la mama e îngrijită, Meris. adică Nu e ca și cum, mai ales că eu când sunt în Italia, mama muncește zilnic, știi, duminica e liberă. Dar muncește și ea, săraca de la de dimineață până seara la șapte când ajunge acasă, eu sunt singură, știi? Până am rebu, adică recapăt, așa, mi-au inima din să ies pe afară, să le scriu prietenilor să ies să-mi fac din nou anturajele pe care le aveam înainte de a mă muta în România, Sim și eu nevoia de, nu știu, de cineva și atunci mi-e dor de pomita. Chiar mi este foarte dor și mă ia, intru depresie de alea și plâng și zic, că sunt singură, mă întorc în România. Vezi un motiv să mai revii Să mă întorc pe aici. acasă. Să știi că de fiecare dată când mă întorc acasă, am mult mai multă activitate decât acolo. Acolo sunt super relaxată relaxată, sală, mai ies prin oraș, ai văzut că e foarte liniște prin oraș, te, te plimbi acolo în Portofino. Da, e altfel, e pe pe liniște, e parcă știi? nu e pe liniște liniște tot muzică cum da. e aici, pe vibe, pe ieșiri, pe și nebunia, mai departe, asta, da, pe nebunia asta și mai ales în vară. Da, și ce să zic, când vin acasă... Băi, nu stau o secundă, va acolo, va acolo, mă sună o prietenă, un prieten, ieșim, mâncăm, facem aia, uite, colaborări. Și acolo am prins colaborări, dar acum încet, încet, încerc, nu știu, aștept să nu accept orice. Am fost invitată și la o emisiune tot așa de influencer și uh, cea cu Big Brother, încă nu mă simt pregătită să intru. Nu știu, probabil de ce am și pierdut puțin din italiană și vreau să, eu sunt mai perfecționistă și vreau să vorbesc perfect și aștept. Când mă chiar simți... voiam să te întreb pentru că îmi um, povestai tu aici că ai niște oferte să te duci da, 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 la da. două emisiuni din Italia asta era prima cu Big Big Brother. Brother. de Fratello și la Maria de Filippi, nu știu dacă ai auzit de ea este uh, o prezentatoare uh, super am auzit de ea, nu am văzut însă emisia dar la Big Brother când încep filmările? Uh, nu știu, au început deja și încep de și în decembrie dar până deci îmi 100%, adică o să O să mă Da, 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 da. Și acum că mă întorc, o să Am mai fost invitată tot așa la emisiuni cum ai tu, știi, adică nu să stai în casă să participi la un show TV. Am mai televizi și în altă parte, până la urmă, nu mai. la noi. Chiar sunt curioasă ce faci tu în Italia. sau Acum, mă rog, mi dar dat niște răspunsuri că te-ai readaptat cumva la viața de acolo dar sunt sigură că încet, încet, când o să ne revedem data viitoare la tine sau la mine în emisiune, vei avea mult, mult mai multe lucruri de făcut. Băi, uh, și acum am lucruri de făcut. Nu e că dacă stau în casă nu mă gândesc. Sunt în spate la două proiecte la care muncesc și nu-mi doresc încă să vorbesc despre chestia asta, dar o să vezi, e vorba de îți dau puțin așa de... hăinuțe o colecție mea super, super tare, pe care abia aștept să vă o arăt și vouă. Și prin septembrie. Acum o să facem și shooting-uri și așa mai departe. Dar când să... o să revii aici, o să facem și o prezentare Da, mică da, da, facem, facem, hain. facem. O să fie ceva by Andra Wallace, așa frumos. Da, nu vreau să vorbesc că știi cum e cu gurile rele, cu gurile rele, cu superstițiile. Da, cu... da, 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 da. Cred o să fie bine. Nu vreau să trec. spun eu că o să fie. O să fie, o să fie, o, clar, o să fie mai ales foarte doresc, bine. Doresc și important e să-ți dorești să, cu adevărat să faci ceva și reușești. Așa, tu ți-ai dorit și să faci niște intervenții estetice. Da. Uh... N-a fost tot așa, numai hmm. la nivel declarativ. Uh, ai și avut curajul să-ți faci acea rinoplastie în primă da, pasă. Da, da, da. Bă, Bă, eu tu aveai cu... probleme. Da, 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 cu aveai deviația aceea de sept. Adică nu ți-ai făcut-o dintr-un moft nu, nu, acea Nu, ce să crezi, nasul meu arăta... Ba, Da. Câteodată... Foarte bine. Da, arăt. și câteodată mă uit în oglindă și mi-e de nasul meu. Era puțin mai cărnos, mai, mai mărișor, dar foarte, foarte puțin și zici că... Era al meu, băi, mă, era perfect pentru fața mea. Și mi-e dor de el câteodată, dar ce să zic, acum gata, nu mai fac nicio intervenție la nas, e bine că acum respir foarte bine, nu mai am atacuri de panică, aveam atacuri de panică aproape în fiecare seară sau mai ales când eram răcită, nu respiram deloc și fu, era greu, Da acum... Și vorbeam și pe nas înainte, foarte mult pe nas vorbeam. <laughs> Bună seara! <laughs> Știi? <laughs> da. Și acum e bine. Și cu operațiile estetice, ce să-ți spun, uh, Cornelia? Mie îmi plac. Dacă sunt făcute finuți, pot să-mi fac orice. Dacă sunt făcute așa, cu stil, de ce nu? Nu sunt contra operațiilor. Dacă, Dacă ai un fi, complex și ca și fată, fă-l! Și îți permiți... De ce nu? tu ai făcut acea liposucție, da. în urmă cu câteva luni. În și ianuarie, uh, da. pe adresele de socializare povesteai uh, niște uh, uh, lucruri de acolo din sala de operație. N-a fost o intervenție ușoară. Nu, nu, nu. Chiar și uh, chiar uh, aș vrea să ne povestești uh, mai multe nouă celor care Văi, uh, urmărim urmări uh, sau celor da. care urmăresc ediția Uite că de astăzi. foarte multă lume m-a întrebat după de ce am făcut chestia asta pentru că sunt și tânăr având 24 de ani, n-știți că asta recomandă după o vârstă sau dacă chiar ești obeză sau nu știu ce. Sunt părți ale corpului pe care nu poți să le dai jos, nu poți să te modelezi exact cum, cum îți dorești tu. Sau chiar să le... Nu, doar prin chirurg. Atât. Pentru că, credem mă Cornelia, am făcut foarte mulți ani și uh, de boxe și mai departe și uh, volei și dansuri moderne și uh, am făcut foarte mult sport. Am avut și un timp în care m-am oprit și am mâncat prostii și m mă îngășasem, dar și acum că m-am întors înapoi, iarăși fac box și mai departe, dar nu poți, uite, din, sunt părți ale șoldului pe care nu poți să le dai jos sau nu știu. Și chiar îmi doream foarte mult să scap de partea asta, de un pic în talie și să-mi fi făcut eu o linie aia, așa, eu nu știu, era un mic moft, dar pe lângă Asta aveam și eu niște noduri la spate, o problemă. Ce aveai? pe care Niște noduri la spate. A, -am și am scăpat. Da, am stat... A, da, C da. Sunt ai bine, sănătoasă, mulțumesc adic. Dumnezeu să mă țină până la 70 de ani așa, și pe tine și pe fiecare. Da, a fost foarte, foarte grea operația și trebuie să fii puternică ca și fire ca să poți să treci prin asemenea dureri. Nu știu, te simți... Câte ore? Mă? Am stat în, în totală anestezie? Uh, șase ore. Dar, nu știu, probabil sunt eu mai puternic, așa. Masajele dor foarte tare. Deci, după ce. După ce faci intervenție. Da, după ce faci intervenție, la două zile, deja încep să faci masaje. Uh, masajele, nu știu, acum o să-ți imaginezi ceea ce îți explic. Deci, uh, Cornelia, efectiv ai niște găuri pe unde ți s-a băgat. Uh, canula, să-ți să, -ți, da, să -ți ardă grăsimea. Să rămân găurile alea deschise. Știi că corpul nostru are o memorie, și Tinde să reumple, știi? Ca și la coș. Rămâne lichidul ăla să reumple. Și atunci, lichidul care să reumple de unde a fost extrasă grăsimea, trebuie scos afară. Spiri, știi, prin drenaj. Da, și e atunci... foarte bine că explici, pentru că sunt foarte multe da, persoane primi care vor Da, foarte multe facă mesaje de genul de și toată lumea vrea să, să vorbesc și n-am vorbit nicăieri despre chestia asta. Atunci și după aia stop. Uh, masajele astea, nu ești anesteziată, efectiv trebuie să stai pe o masă, să te stoarcă, adică să apăse pe toată durerea și operația așa mai departe, să scoată tot lichidul ăla și se face tot, nu știu, o oră la Bine, prima săptămână se face zilnic și după aia o oră la, de două, trei ori pe săptămână. Dar trebuie să faci trei, patru ori chestia asta. Inițial le faci în spital? Da, și apoi inițial le faci, da, pentru că am făcut o altă soluție. Da, da, Acum depinde la ce doctor mergi, unde mergi. Că uite, doctorul la care am fost mi-a pus uh, drene, a fost mult mai ușor pentru că punându-ți drene, tu atunci scoți lichidul ăla și sângele la care e înăuntru și trebuie scos afară. Uh, și a fost mult mai ușor, am făcut mai puține masaje. Dar dacă mergi la doctorii care nu-ți pun drene și trebuie să faci neapărat masaje, după te chinui mult mai mult sunt cazuri în România, adică nu știu, nu prea am auzit cazuri în România care să pună drene după lipu, știi? Și de am optat Ai Istanbul. Ai făcut intervenția în Istanbul? Da, 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 da spuneai că a durat uh, șase ore. Da. M ai simț, nu simți nimic atunci nu, când ești pe masă da. de operație, deci, dar când ai deschis ochii și când s-a dus efectul anesteziei, Mamă, era un frig, un frig, nu știu, m-am trezit într-o cameră, că am auzit că așa e normal, da, să stai într-o cameră la rece sau whatever, nu știu, dar era foarte, foarte frig și urlam acolo că mi-e frig, mi-e frig, mi-e frig și mi-a dus ventilatoare să mă încălzească, să, știi? Uh... Dar a fost, nu știu, la o oră, două, știu cum am trezit cu flori. Eram cu prietenul meu cel mai bun acolo, care a venit acolo să ai grijă de mine și mi-a adus flori și asta cu mine și mi-a zis, te-ai trezit, arăți foarte bine, deși el nu mă văzut, să știi că contează foarte mult și susținerea psihologică, adică să te susțină psihic, știi, să-ți spună, băi, ești bine, arăți bine, o să fie bine, nu știu ce, știi, și el era lângă mine, îmi punea muzică, mai distra, mai era ok. Și n-am fost Cunoaștem singură. Pe prietenul tău? Uh, Marius. Băi, chiar, am putea așa. să vorbim despre chestia asta. Este prietenul meu de 90 ani și el mai are grijă de mine, mai face por și așa mai departe. Este prietenul de foarte mulți ani și toată lumea spune că e iubitul meu. Băi, nu e gagicul meu, nu e iubitul meu <laughs> și o chiar îl iubesc foarte mult. Și prin chestia asta, vezi că prietenii la. La greu. Da. Îi îi, a fost singurul îi meu prieten recunoște. care mi-a fost alături. Adică și-a lăsat jobul și clientele și salonul și așa mai departe și a venit cu mine o săptămână și ceva în Turcia și băi, mulțumesc, chiar îi mulțumesc de Dumnezeu că există și că l-a trimis. Da. Foarte, foarte. El a fost acolo. Tău, da, acolo. Da, 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 m-a ajutat foarte, foarte mult, foarte mult, foarte mult. Deci, ce lui îi spuneai că îți e frig? Că da, că mi-e frig. Mă știi așteptat, cum arăt? Da, 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 da. Dar da, și oricum erai numai cu bandaje. Deși deci să-ți spun să și să chestia asta cu. Eu aveam niște noduri în spate, și doctorul, după ce mi-a scos, mi-a făcut la spate, nu, atât, că nu prea am înțeles bine ce a făcut, că mi-a scos nodul ăia, el a mers doctorul la el să-i spună. Și el acum era foarte speriat să îmi spună mie chestia asta. Și nu știa cum să zic, că băi, Andra, stai un pic, că uite, ți-a lucrat doctorul la spate. Zic, ce mi-a pus în fund? Că toată lumea mă întreabă dacă mi-am pus în fund. Nu, nu mi-am pus în fund, deși puteam, dar am zis că nu, că sunt mică de înălțime. Am 1,64, 1,65, că vreau să fiu mai mare, că mă întreabă lumea cât ai 1,65. Am 1,64, sunt micuț, să mai porți și tocuri sunt bine. Dar dacă îmi pui și în fund, cred că par, știi? Că dacă spui fund de la... Nu ai nevoie. Nu, mulțumesc lui Dumnezeu că fac foarte mult sport zilnic. Faceți genoflexiuni dacă vreți să faceți fond mare și fandări. Și structura, mama. Mama e la fel. O să vin în Italia și o să o vezi care și ea. E bine. Pe posterior. Dar nu mi am pus în fund, și ce, momentan, acum nu mai gândesc la nicio operație estetică. Atunci, el ți-a spus că ți a intervenit și acolo, la spate. Da, 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 da. Știi atunci în... că ai nodul lui. Da, 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 da. dinainte. că era pe care se simțeau -ai aici. Sus, era fix aici, pe spate. Și am zis că, băie, de la grăsime, de la ce știi, că se mai adună, nu știu ce am făcut, de la ce era și o, nu mai sunt bine. Mi-a zis doar că i-a scos afară, deși mă speria să mă ridic, să mă uit în oglindă, dar de... nu s-a văzut. Eram tot nu știu, eram foarte, foarte, foarte umflată. Eram ca o găină de aia, nu știu, un cocoș de la dar eram găină umflată. Eram nasor rău de tot și încet, încet m-am desumflat. Cât ai stat umflată așa? O săptămână întreagă. Și după ce ți-ai desfăcut bandajele, cum arătai? Băi, arătam nu exact cum am vrut eu, pentru că operația în sine, ca să ajungi la rezultatul dorit și la rezultatul final, durează aproape și un an. Sunt dăți în care durează trei luni, depinde de corp. Eu încă cred că mai trebuie, că a trecut, mi-a făcut-o doar în ianuarie. Deși ar trebui, și că doctorul spune prima lună, să nu ții nicio dietă, să... Să mănânci ok să te hidratezi foarte mult, uh, să fii. adică, gen, poți să mănânci orice, dar puțin, și să nu-ți o dietă de aia strictă, nu lapte, nu orez, nu mai știi, nu lactate și așa mai departe. Uh, eu cred că am ajuns la rezultatul dorit. De adică, nu adică ai mai mâncat bine, și, vă de vă acum. și am mâncat aproape da, orice. orice. Da, orice. Da? Acum în ultima perioadă, că am fost săptămâna trecută, am văzut că ai fost și tu la Manuela. Am da, fost... am fost la botezul Manuela. Da, da, da și eu am fost Manuela. și n-am mai ajuns. am fost și eu la o un nuntă, la ei și ce să crezi, n-am mâncat, cred că în două zile am pus vreo două kilograme să-mi fie rușine. Da, am mâncat. Când vine în România, crede-mă că mănânc mai ales mămăligă, sarmale, tot ce pot, numai tradițional, că îmi place rău de tot eu sunt româncă. Ești româncă normal, se mănâncă Mânc. românești. noi avem mâncarea asta mai, mai grea. Și tu nu mănânci? Ba da, eu uh, întotdeauna spun aici că sarmalele la mine nu sunt doar la Crăciun. Mine mama sunt, gătește, sunt, odată pe la două, două, două săptămâni. săptămâni. La două da, săptămâni se găte, sunt în casă, la mine se gătește prezente, partea da. asta de sarmale mi da. îmi place, oricum sunt cu proteinele cu carnea, nicio masă fără carne sau mezeluri, cred că n-aș putea să țin niciodată niciun uh, regim Nu, no, eu am încercat, uite în Italia chiar mănânc am, se mănâncă altfel în Italia da, se mănâncă altfel, se mănâncă la ore fixe știi cum e în Italia cu prânzul și așa dimineața, dimineața, prânz, cină, toate la orele alea, că după aia de la ora 10 nu mai găsești nimic deschis. Așa e, ca și ai, oamenii sunt fit acolo, de aproape da, da, toți. da. Băi, sunt și italieni care sunt mai... Da, foarte rar. Da, foarte rar. Dar ei mănâncă, știi, și un pahar de vin tot timpul, eu nu. nu. Dar știi că e sănătos și au ei uh, regulile lor. Mama, fiind uh, deja de atâția ani e mai italian, că mănâncă și ea tot pe la orele alea și mai, mai controlez. Mă și antrenez zilnic, de trei ori pe săptămână fac box și de două ori pe săptămână mă duc la cardio, bine, cu antrenament. Faci cu asta. cineva anume box? Da, 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 am acolo un antrenor super super tare. Ah, știi da. că e mod asta cu galele. Te bați în ring, am văzut și uh, eu, am, Sf, am da, văzut. Da, și s-au bătut uh, am uh, am văzut și fete acolo și, și foști uh, concurenți uh, din show-urile acestea de iubire. Da. Uh, și Iancu s-a bătut da. Eu, am, fac pentru un hobby. pentru hobby. În Nu știu, dacă vrea cineva să mă provoace. Pe cine provoca? nu știu. Pe cine ai fi tu atât de supărată? A, nu sunt supărată pe nimeni. Cred că aș face-o doar de fan, așa. Să... Nu știu, să ne batem așa. Și după aia am văzut că și Iancu s-a bătut cu UNV Și la în seara după aia au ieșit în oraș. Adică a, sus, a spus că ei nu, nu sunt Era o luptă. pentru că are un caracter... Mie îmi place, uite, Iancu este, are un caracter foarte frumos cum e crescut el și așa mai am văzut că niciodată nu ține ură, nu dă cu hate, nu vorbește ură de nimeni și am văzut că după meci a ieșit în oraș și a dovedit lumii că ei nu sunt dușmani și că au făcut chestia asta doar o chestie sportivă și nu știu să vadă care e mai tare așa ce mai tare din parcare. Așa un joc, un mic joculeț. provocărilor, eu am fost la gală și Ai fost? Da, l-am văzut pe Iancu în acțiune și într-adevăr cu întreaga lui galerie a plecat uh, și la petrecere, fiindcă da. au fost foarte mulți oameni da, care l-au susținut. și eu ceva și, acolo, pe Și Jador, și... Uh -huh. uh, și Mocanu, și... Mocanu! Și, a am zis Mocanu. Că -a, a fost și el la sală. Nu, nu da, poți să văzut, Am văzut, am văzut pe internet. Simina, Bobicioiu, Toată lumea! Toată lumea a fost acolo. acolo. Tu ai lipsit. Eu am lipsit, da, că am fost în Italia. Deși m-a invitat Iancu, câteva zile înainte m-a invitat și mi-a zis că dacă vrei să vii, uite, poți să vorbesc acolo, să intri prin spate. Am zis, dacă sunt, dar eram în Italia. L am susținut online, am zis, succes, Doamne, ajută să fii acolo. A fost puternic, adică a terminat meciul în repriza da. a doua. Băi, eram în Italia și știu că eram în oraș, mă uitam eu online acolo, știi că mă uitam, ah, bine, îl susțineam, da, super, super, super tare. Bine, s a mai bătut și cu Ricardo. Da, am văzut. Pe Ricardo îl știi și mai da, bine. Da, și pe Ricardo având știu. A... Neveu, și... nu știam, nu știam nu până știe pe să, neveu, da, însă nu știam. Pe Ricardo, cel cu care ai fost și în emisiune și care a avut o relație cu dea, prietena ta... Ce? Ce crezi? Adică, acolo eu inițial am văzut o luptă echilibrată, dar n-a fost. Ai fost și acolo? Acolo nu am fost, pentru dar, în schimb, i- am avut pe amândoi invitații în studio. A venit împreună? Uh, uh, nu, Ricardo a venit înaintea lui Iancu, a spus că o să-l bată din prima repriză, iar uh, Iancu a fost și el, așa, pe poziții. Da. Până la urmă a câștigat uh, cel mai bun, așa cum spun eu. Mm, da, eu... Ce să zic? Te nu așteptai la o luptă lor? Uh, nu. Că aia a fost prima luptă a lor, nu? Exact. Adică da. da. Nu, nu. Nu știu de ce, cum au început, ce s-a întâmplat. Am înțeles că au fost și niște probleme acolo pe la Istanbul cu, a, cu dinainte, din da, și -au da, 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 am văzut pe da, exact, am văzut și eu, da, da, da. s-a certat dinainte și se bătuse pe acolo și ce că acum a făcut meciul oficial. Băi, acum am văzut și eu că se bat, nu știu de unde a pornit moda asta, care, cum, toată lumea se bate, ai văzut? Toată lumea încolo. În da, Italia espa. nu este? Meciuri de astea nu am fost, adică astea sunt meciuri amicale, vezi? Nu sunt meciuri ca să câștigi ceva sau să ajungi nu mai câștigi, departe. Da, ci, sunt. Bă, e la nivel de amatori. Dar se luptă pentru, nu numai pentru glorie, și pentru niște burse. Că mai parează lumea și intra, normal Merită să te duci acolo. Atunci cine mă invită la meci să faci ceva? Păi da, în normal, îți negociezi că o foarte bună negociatoare. Da, vii tu, să negociezi. uite. Cu cine mă propuia să Tu trebuie să știi cu cine. Trebuie să fie la categoria ta... Am văzut și meciuri de fete. Da. Renata a fost cu Denisa Despa. Am văzut și. -au fost și alte Cine fete, a câștigat? Da. Denisa, nu? Denisa, da. Da, da, da. Uite, ai fi o adversară pentru Denisa. Da. De mă gândeam la ceva puterea dragostei, așa să rămânem în. Să rămânem în zonă. Da, în zonă. Pe Bianca, nu știu. <laughs> pe Bianca, pe Berna, așa, sau pe amândouă la un loc. E, să știi că și fetele sunt puternice, l-am văzut. Băi, că... nu știu, acum fiecare... Poate să antreneze și îmi dă bătaie de nu mă mai ridic, nu se știe, nu? Și asta e adevărat, bineînțeles. Da. Dar nu știu. ai spus că faci sportul ăsta doar Da, nu, eu îl fac pentru, pentru hobby, tine. pentru că îmi place foarte mult și când mă antrenez simt că mă descarc. Efectiv, tot ce adun în ziua aia sau, nu știu, cu o zi anterioară, ajung acolo, îmi pun muzică, eu sunt pe Eminem, acolo sunt. Când mi-ai pus Eminem, parcă începe, pa, pa, pa. Pac, pac, da, 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 sunt acolo. Mă, mă dedic și mă descarc efectiv tot mental și sunt acolo. Zici că vă, pe cineva și... Ba, dar, e, de, de fapt, eu chiar nu urăsc pe nimeni. Deci nu am pe nimeni în cap să zic, băi, în fața mea e sacul ăsta și -i dau. Nu, că chiar nu am treabă cu nimeni. Dar mă descarc eu așa. Așa știi? e, vă, pentru tine. Fac pentru că îmi place. Până la urmă, de ce? Băi, și am început de, nu știu, ne aveam 14-15 ani de când mă antrenam, adică îmi plăcea adică mie, îți da. De mult. da. Da, 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 aveam, e fratele meu Vitre care este acum în, e tot antrenor în America și cu el mă antrenam de mică, el mi-a dat. Ai de cu mine la sală. Ele el e pugilist sau, mă rog, el, antrenor da, de Da, 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 da. Antrenor și e acolo de mulți ani, înainte să plec eu în Italia și mi-a rămas asta, în sânge. Mi-a plăcut. Am în Italia, familie, am căutat, așa. Da. Da. da, e foarte bine. Pă, prietenii tăi știu asta. De fratele meu? Nu, de fratele tău. De faptul că te antrenezi de la 14 ani. Uh, da, cei adică, da. Nu, mă refer la iubiții tăi. A, <laughs> nu am, iubiții mei. Foi care au fost foști, da, știu. știu, 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 știu. Da? știu, știu. Da Era frică de tine? Băi, să știi că am un sânge așa. Par eu, aparențele în par eu așa foarte finuță. Uh -huh. Dar când Dacă pornesc, mai ales că sunt chiar de arde leancă, of, domni Pe mocanul l-ai bătut vreodată? <laughs> ne-am mai luat, ne-am mai luat acolo prin casă, ne-am mai ciondănit. Dar nu, nu în serios. E și e de bun la box din câte am a, înțeles. E bărbat. A, oricum aș fi eu, cât aș fi de puternică, dacă eu n-ai cum ca femeie este pui în fața unui bărbat. Și n-am ajuns noi să ne batem la modul ăla. Îi mai dădeam câte un pumn de a <laughs> să tira rat o vână pe picior, pe un picior, de mai ales că cu piciorul dau foarte bine. Dar uh, da, atât. Știi, așa, din reflexia să din <laughs> reflex, să da. un antrenament. Așa. Da. Pac. Ce faci din Baca gelozie? Un, dacă ar fi cântat prunemine... mi <laughs> <laughs> Altceva. Eram acolo, știi? Stai aici da, da, a fost nou, am ajuns noi atât de departe să ne batem într-adevăr la modul ăla. Păi că n-ai iubiți însă bârfele mă, circulă așa. Da, circulă. Dacă o os... relație și cu Nicola Sax. Doamne, ferește, doamne, iartă mă, am văzut și la podcast că l-au întrebat, l-a întrebat Oana Radu uh, și a clarificat situația asta. Niciodată în viață, oameni buni, eu sunt o femeie foarte asumată, niciodată nu l-am văzut mai mult decât ca pe un prieten, mai ales că îi cunosc și nevasta de foarte, ei sunt de mulți ani împreună și au, nu știu, au apărut doar acum online, eu îi cunosc ca în familie, că venea și uh, Jador cu nevasta, cu iubita lui la noi așa venea și Nicola Sax cu uh, nevasta lui și așa mai departe ne cunoaștem, suntem prieteni toți sunt, dacă nu ne postăm asta, nu înseamnă că noi în realitate nu suntem și nu ne cunoaștem e uh, prietenul meu foarte, foarte bun în sensul că când am filmat împreună, am ieșit împreună de multe ori ați filmat în Turcia de acolo, da, am filmat în Turcia da, și uite de acolo toată lumea gata, bârfele de ultim da, știi moment. cum e, România deci m-am obișnuit cu chestia asta de când la început mi-era foarte greu, că eram foarte judecată și oricine cine apărea, e gata, dacă stai la masă cu un om, gata, e iubitul tău sau gata, trebuie să ajungi ceva, undeva sau să faci ceva, nu știu. Așa e gândirea lor, a oamenilor care nu sunt dezvoltați mental. Nu înseamnă că dacă stai cu ceva sau uh, pur și simplu colaborezi, gata, ai ceva cu el. Deci, n -ai, n -ai, de unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, eu nu știu ce și cum sunt, cum gândesc și, da, am clarificat, n-am avut niciodată în viață cu niciun lăutar din lumea asta treabă. Nu ne-am sărutat niciodată, nici cu Nicola Sax, nici cu uh, oricine am colaborat cu Țancă, că am făcut piesă cu Leo de la, uh, cu Veit, cu, uh, da, un nume, deci cu nimeni, Florin Salam, cu nimeni, nimeni din respect, bună, bună, bună și atât. Am colaborat, am filmat și am plecat. Asta a fost tot. Ai uh, un principiu? Eu știu că noi, uh, femeile din Zodia Taur, suntem așa, uh, atunci când lucrăm cu cineva să nu trecem Probul, a, a pragul, da, 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 da. A, și așa la sunt tine eu. e da. nu, e profesional, profesional și, da, exact, și apoi mergem mai așa departe uh, Nu știu dacă faci și tu la fel dar mie când îmi vine un bărbat și văd că știi cum suntem noi femeile, simțim că băi, o glumiță, bă, ceva să uită, bă, mai încearcă să se pună lângă tine dacă mie nu-mi place de el știi cum e? Mă ridic și spun uh, mă sună iubitul Știi? Mă sună ca să-i pun. Sau îi dau, el vorbește ceva, eu vorbesc altceva. Ca să pare eu proastă, sau să deschid alt subiect ca să nu, să nu îi dau speranțe, sau să înțeleagă că nu este loc. Și dacă nu e loc, nu-mi place. Plus că acum, după fosta mea relație, super cunoscută fosta mea relație, am învățat foarte multe chestii și uite că sunt, nu știu, a trecut. A trecut 2 ani și, nu știu, da, că 2 an, doi doi ani? 2 ani, da. Doi ani de când eu uh, sunt singură și am mai încercat să ies nu, ar fi prost să spun că nu am mai încercat să am o tentativă de relație cu cineva, așa, două, trei luni și ne-am despărțit și așa mai departe dar acum am învățat foarte multe chestii și știu ce vreau de la un bărbat știi? Cum să fie atent cu mine cum să mă respecte, cum să cum? Să, să fii atent cu mine cum, ce, cum vezi tu bărbatul care să stea lângă tine mai mult timp, nu doar așa o aventură uh nu știu, să... Nici nu vreau să fie un copil pe care să-l cresc, să fie deștept. Contează să mă susțină moral, să-mi dea sfaturi, să am ce învăța de la el. Băi, cu siguranță, orice om învață și el ar învăța chestii de la mine, da. Dar să-l văd acolo, că e zidul. E zidul principală a casei, știi? Să mă susțină, nu neapărat financiar, că eu sunt, bă, merge minte și aș face bani din orice, cumpăr din piață și vând mai încolo, ca idee. Nu e problema de asta. Și mai ales dacă suntem împreună, noi putem face un imperiu dacă suntem pe același mod. Știi? Să fie acolo, să mă respecte, să mă facă să mă simt frumoasă. Băi, și dacă sunt demacheată sau nu știu, sunt în ziua în care probabil nu-mi place de mine. Să fie acolo cu un compliment, să fie prezent, să știi, să mă, să mă iubească. Dar e greu acum. Nu zic că e greu sau probabil cer eu prea multe sau probabil sunt bine, m-am și obișnuit să fiu singură și să pun așa bază pe bu, afaceri, pe business, pe bu, chestii, să mai profit și eu cu prietenele, să mai ieșim și așa mai departe și cred că încă nu m-am deschis eu sau nu știu, dar o să vină și el, nu? O să vină. Să da. vină gagicul Când acolo. Mi se pare dă, <laughs> foarte greu și... Dă, Cred că e dificil de înțelegi pentru oamenii de acasă cum o fată atât de frumoasă, cum ești o Andra, să nu aibă pe cineva stabil de atât de mult da, timp. Da, da, da. Adică, măcar să te badă niște impostaze, cu cineva. eu ca și caracter, cu. da. Eu ca și... Bă, adică când eu nu știu. Nici n-ai găsit pe nimeni. Păi nu, asta-ți spun, uite, eu am avut prima mea relație, am stat patru ani împreună, primul meu gagic, iubit, îl iubeam, îți dai seama, pe fiecare bărbat îl iubești diferit, deși în momentul ăla crezi că îl iubești cel mai mult și că el, că el, este, da, da, el este... Da. el, este, Și că nu o să mai fi. Da, și nu o să mai Așa. fi altul niciodată. Și la un moment dat noi ne-am despărțit pentru că era o, relație la distanță, mă mutasem la mama, m am început școala acolo și el fiind mai mare, bine, avea 9 ani, mai mare, era mai mare decât mine, uite, mai, mult mai matur și m-am învățat multe. După care am stat un an și jumătate, tot așa, 2 ani aproape, singură. Până să-l cunosc pe Bogdan de misiune. Dar eu eram singură, am intrat singură. În Italia, mie nu-mi plac italienii. Băi, frate, nu mă atrag, dar deloc, nu știu. Nu, nu, nu. Eu, dacă vreau să-i spun la ăla, mor de tine, cum îi spun la ăla? Așa. Cum? Nu are. Nu are sens. E român. Adică vrei să-i spui, dar poate îl înveți să. Te ador, română. te iubesc. Eu iubesc așa, într-un mod mai ciudat, mai țigănosc, mai țigancă. Așa? Nu cred. <laughs> și să-i spun... Să spun la ăla, cum? Să-mi spună la varză cu carne, dar nu, 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 vreau să fie român și să mă înțeleagă, să zic, măi, du-te de aici sau mai sunt eu doamne, iartă-mă, stai blând. Sunt multe chestii și nu, nu, român, vreau să fie român, român. Bun, după pe, iubitul tău de acum uh, patru ani, a mai fost și acel uh, iubit pe care l-a cunoscut toată România, ai plecat de mână a fost o relație frumoasă chiar a da. dacă a fost una cu năbădăi el a fost al doilea om care ți-a atras atenția din viața ta Da. și acum vom vedea care va fi norocosul cu care va 3. fi norocosul gata, dar am zis că dacă e să-mi găsesc așa... Bine, clar să nu fie zuzul de gemeni, deci am învățat foarte multe, nu mai vreau zuzul de gemeni, chiar dacă al tău este geamăn. Da, <laughs> și mă miră faptul că vă tot... înțelegeți foarte da. bine. Nu mai vreau zuzul de gemeni, deci să nu-mi scrieți că nu vă răspund. Uite, o să vezi că drumurile tot lângă un Cum geamână, ar fi exact să, să, să fiu chiar cu un geamăn, știți? că nu știu, mie C e și profesional tot ce mi-a scos viața în cale, în mare parte, a fost tot în zodia asta, Gemeni. Uh -huh. Atât acasă, uite, vei, și, cât și la serviciu. Băi, să te țină pe tine. Mult. <laughs> da. Da. Până la urmă, o, o să întâlnești bărbatul potrivit și pe Și fac tine. gata, nuntă, te chem la nuntă eu gata, nu mai vreau de să. Bale, stai, să găsești toate prietenele mele fac nuntă deci toate prietenele mele, în afară de, de ea. Da, majoritatea sunt măritate, copii, ai văzut. Bă, și eu m-aș vedea o mamă tânără și aș fi în stare pentru că mi-am crescut fratele de la vârsta de un an și jumătate până la șapte ani și jumătate, opt ani. Am stat toare eu cu el și știu ce înseamnă să crești un copil. De la uh, colici, crampe și așa mai departe, de la laptele verificat, de la schimbatul uh, scutecului Pampers și așa mai departe, la orice, la învățatul alfabetului și grădiniță, școală, înscrieri, tot, 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 mâncare, uh, sunt pregătită pregătită, pregătită, Domnul să vină da. să vină acolo, să simt eu și de ce eu este un subiect un pic așa mai sensibil nu aș vrea să mă arunc foarte repede în zona aceea, pentru că eu sunt și protectivă, știi, cum e cu fratele meu, îl iubesc și îl divinizez și Chiar dacă am plecat în Italia, nu înseamnă că l-am abandonat. Eu chiar uh, îl susțin, și financiar, și psihic, și așa mai departe, de la mama din Italia. Uh, eu nu mi-aș dori, din prima, să fac copil cu bărbatul uh, pe care, adică, care nu-mi dă siguranța aia că este bărbatul perfect. Pentru că copiii suferă la rândul lor și ei sunt cei mai răniți. Eu nu am avut parte de ambii părinți. Am crescut uh, fără ei. Oarecum, uh, și nu aș vrea. Am văzut, am suferit foarte, foarte, foarte mult, și nu aș vrea ca copilul meu să treacă prin ce am trecut eu. Și de asta zic că, când o să fiu super pregătită, o să o fac. Așa, e, e foarte da. greu să trăiești fără tată? În, în uh, tata, da, eu zic. eram cu tata până la vârsta de 15 ani. După aia eram cu mama, dar eram doar cu tata. Mama nu era. Adică era la un telefon și atât. Nu era acolo. Și îți seama, noi fetele avem nevoie, mai îți vin treburile, mai e aia, sunt multe chestii, uite, poate vrei să vorbești cu ea, vine, te vezi cu primul gagic, te pupă, ce să te explice cineva, să fie cineva acolo. Noi, eu cu tata, ce pot să vorbesc ca fată? Că nu puteam să-i spun eu, uite, mă, îmi place în liceu de băiatul ăsta. Nu puteam, e rușinea aia de copil, de fată, părinte, tată. Și mi-a fost foarte, foarte greu. Să... ți a fost greu, da, uite, s-au schimbat lucrurile și acum ești da la și mama ta, exact, sunt ta la ea. Altul. Să știi că m-am schimbat foarte mult de când sunt în Italia, sunt foarte feminină. Eu înainte eram stăteam doar cu băieții. La modul la liceu eram foarte băiețoasă, mă băteam în curtea liceului, eram foarte rea, eu eram rea în liceu. Și de când am ajuns la mama m-am schimbat foarte, foarte mult. Și în bun stilul de viață și cu, cu principiile și uh, cum să mă îmbrac și cum să mănânc și să fi feminină. Și așa te-am cunoscut eu. Da. O persoană, o lady așa. Feminină, <laughs> mai o feminină, femeie foarte frumoasă și foarte interesantă. Îți mulțumesc mult de tot pentru emisiunea de astăzi, Andra. Și eu îți mulțumesc mult că m-ai invitat și te aștept cu drag de fiecare dată când revin în țară. Și promit că, că vin cu drag. Fac, tot timpul știu la tine. și apreciez lucrul acesta pentru mine. E o reală plăcere să te revăd și să discutăm așa pe îndelete. Promit că o să ajung și eu în Italia. Și, da. și promiți că o să vii și tu la deschidere Când fac ceva frumos da. acolo Promit. să da, arătăm oamenilor Promit. Muncim. Da. <gânt> Bine. Promit. Îți mulțumesc mult de tot Să ai și parte numai de lucruri frumoase Și în România și în Italia Și sper să ne revedem curând La fel agro. și ție și oamenilor Care stau și se uită la noi Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi Astăzi cu mesaje Așa cum sunteți de obicei Să aveți o după amiază cât mai plăcută Și ne revedem curând La revedere